Curtea României, domnul Claus Werner Iohannis. Astăzi când dăm în trafic varianta de ocolire Bacău. De altfel, domnule președinte, vă mărturisesc că prezența dumneavoastră pe parcursul acestui an, la inaugurarea liniei de metrou din drumul Taberei, la darea în trafic a unui tronson din autostrada Transilvania sau la finalizarea lucrărilor la linia de cale ferată, Otopeni-Gara de Nord, ne-a motivat și ne-a determinat să fim și mai implicați în demersurile noastre de a construi infrastructură de transport în România. Îi mulțumesc de asemenea domnului prim-ministru pentru prezență și pentru susținerea necondiționată a tuturor proiectelor Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor, în condițiile în care știți foarte bine, în acest an am avut 3 rectificări de buget, toate 3 pozitive pentru ministerul nostru. Îl invit să ne prezinte evoluția acestui proiect, varianta de ocolire Bacău, pe domnul director al companiei care a executat acest proiect, domnul Dragoș Tomozei. Noi suntem conștienți că ne lipsește expertiza pe partea de tuneluri pentru astfel de proiecte, motiv pentru care am cerut suport din partea Băncii Europene de Investiții și vom primi un expert, probabil, din Austria. Până acum este ok, se află în Ungaria. Referitor la A7, avem aici Băiești Buzău și Buzău Focșani, sunt cele mai avansate consoane. De altfel, ați putut identifica loturile pe care noi le avem în vedere pentru a fi promovate la execuție. A fost predat de SF-ul, a fost avizat în siguranță, am făcut contact pentru auditul de siguranță rutieră. Astăzi, prestatorul ne-a promis să aduce și proiectul tehnic. Aici am avut, după cum vedeți, un lucru pleacă din A3, de la Dumbrava, aproape de Ploiești, se termină în demizină. Am avut în vedere ca un nodul să fie prins pe un lot, iar pe celălalt să facem descărcare provizorie, care va fi identificată separat, să nu mai avem problemă cu rândan. Buzău Focșani, la fel, este la 98-99% cu studiile de referent. Bacău Pașcani, iarăși este foarte avansat. Singurul care este un pic mai întârziat este Focșani Bacău, dar având în vedere că e același tot avem primele două, sperăm să accelereze acum după ce le repetăm. Noi avem intenție ca până la jumătatea anului viitor să le scoatem la licitație pe toate.
Foarte bine. Așa să se întâmple. În continuare, îl invit să ni se adreseze pe excelența sa, domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Domnule președinte, vă rog. Întrebarea de la... Bună ziua tuturor, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, parlamentari, constructori, dirijori de constructori, onorată asistență. Face mare plăcere să particip astăzi aici la inaugurarea acestui drum care deocamdată este centura Bacăului. Este o lucrare extrem de importantă, cu siguranță, pentru oamenii locului și sunt convins că atât Consiliul Județean cât și primăria va constata în foarte scurt timp beneficiul unei astfel de centuri. Însă, dragii mei, lucrurile au o importanță dincolo de impactul local și vreau să vorbesc un pic despre acestea. Această bucată de autostradă de, cred că sunt 17 km, este primul tronson din Moldova, care vine să arate determinarea noastră, a mea cu siguranță, dar și a guvernului liberal, de a dezvolta semnificativ infrastructura în Moldova. Este o promisiune, aș putea să spun, deja mai veche pe care am făcut-o. Cu siguranță vă amintiți că am fost un promotor și am rămas un promotor al autostrăzii Moldova, dar și toate aceste tronsoane care ne-au fost prezentate sunt cu siguranță la fel de importante. Dragii mei, nu este nici un secret că Moldova, prin, în ghilimele, grija guvernanților pesediști, a fost lăsată în urmă. Și așa nu se poate continua. Noi, prin aceste lucrări, am venit să dovedim practic că nouă ne pasă de Moldova și nu la nivelul de povești și promisiuni deșarte, ci la nivelul de realizări. În continuare, proiectele de infrastructură din zona Moldovei și care leagă Moldova de restul țării sunt de maximă importanță și vor fi realizate. 2. Este un lucru care poate fi evaluat politic, probabil cel mai bine. Aici se vede foarte clar ce a însemnat o guvernare pesedistă inutilă, că pentru Moldova au fost inutili, n-au rezolvat nimic, nici pentru restul țării. Deci, o guvernare pesedistă inutilă în trecutul destul de apropiat și o guvernare liberală utilă. Lumea mă acuză că prea îi laud pe liberali și guvernul liberal. Nu, nu îi laud. Pur și simplu arăt cum stau lucrurile și pentru oamenii de aici se va vedea foarte rapid că acest guvern, chiar în condiții de criză, chiar cu minoritate parlamentară, a realizat lucruri pe care le-a promis. Bună oară! Acest tronson de autostradă, prin grija ministrului Bode, a companiei, a oamenilor din minister, a deblocat fonduri europene semnificative, a negociat cu constructorul într-un mod constructiv și cred că merită subliniat. Acest tronson a fost finalizat cu un an de zile înainte de termen și cu această ocazie țin să felicit și pe cei care au construit acest tronson și să constat că avem antreprenori români
foarte performanți. Este un lucru notabil și foarte îmbucurător. Aceste lucruri despre Moldova și autostradă fiind zise, dați-mi voie să trec foarte scurt și la tema numărul 1 din spațiul public, pandemia. Am putut să constatăm că în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Da, este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puțin, totuși scăderea este clară. Și dați-mi voie să vă spun, fiindcă și aici sunt tot felul de interpreți politici, această scădere se poate constata cam peste tot în Europa. Deci nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci și alții, și această scădere nu este o întâmplare, nu este o șurubare la date, ci este o realitate în Europa și, din fericire, facem parte din țările unde se constată o reducere. Asta fiind constatată, am discutat aceste chestiuni cu experții, cu specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele. Asta este cu siguranță o veste bună și pentru producătorii care vor să vândă în piețe, dar și pentru românii care vor să-și facă provizii din timp pentru sărbătorile de iarnă. Acestea fiind zise, dați-mi voie să-i felicit încă o dată pe toți cei care s-au implicat pentru realizarea acestui prim tronson semnificativ și să vă doresc tuturor multă sănătate! Mulțumim, domnule președinte! Îl invit la cuvânt pe domnul prim-ministru Ludovic Orban. Bună ziua! Am ținut să fiu prezent alături de domnul președinte Iohannis și de domnul ministru al transporturilor și de ceilalți invitați la această realizare de excepție, și anume finalizarea unei construcții a unei centuri care cuprinde aproape 17 km din viitoarea autostradă A7, cu mai mult de un an înainte de termen. Această realizare demonstrează foarte clar că există constructori în România care au cu adevărat capacitatea de a face lucrări de calitate, de a face lucrări repede și de a fi competitiv în valoarea lucrărilor care sunt efectuate, din punct de vedere al prețului. Sigur că de când am venit la guvernare, lucrările pe această centură a Bacăului au fost vizitate foarte des de foștii guvernanți și tot foarte des foștii guvernanți au venit cu tot felul de fake news-uri și bazaconii legate de derularea lucrărilor. Vreau ca lucrurile să fie foarte clar și oamenii să știe adevărul. Câteva lucruri simple. Când am fost investiți ca guvern de către Parlament, progresul fizic era de 27%. Tot ce vedeți aici s-a realizat de la 27% în anul de guvernare. 2. Am rezolvat toate problemele care țineau de acord de mediu, care era extrem de important. 3. În mandatul guvernului nostru, Comisia Europeană a aprobat finanțarea din fonduri europene a acestui proiect. Tocmai pentru că am reușit să realizăm toate documentațiile și toate procedurile în conformitate cu exigențele de la nivelul Uniunii Europene. Cu acest prilej vreau să spun limpede că următorii 4 ani și de ce nu următorii 8 ani
vor fi ani în care Moldova va primi ceea ce aștepta de 30 de ani de la cei pe care i-a investit cu încredere în ultimii 30 de ani, mă refer la PSD, și nu le-a oferit cei de la PSD ceea ce așteptau moldovenii. Moldova va beneficia de ample proiecte de investiții care vor avea un impact major asupra nivelului de dezvoltare al Moldovei, asupra calității vieții, asupra veniturilor locuitorilor din județele Moldovei. Aveți planșe deocamdată acolo, dar pot să vă spun că pentru fiecare planșă care o vedeți acolo, indiferent că este vorba de autostrada 7, care face legătura între București cu ieșirea din țară pe la Siret. Pe toate cele patru tronsoane prezentate sunt în faze aproape finale documentațiile tehnico-economice, studii de fezabilitate, de asemenea, în unele cazuri vor fi gata și proiectele tehnice, adică imediat ce va fi adoptată facilitatea de reziliență și recuperare și România va putea beneficia de cele 30 de miliarde negociate de președintele Klaus Iohannis, noi vom putea ajunge repede în situația de a semna contractele de construcție pentru tronsoanele pe care le vedeți de pe autostrada 7. În ceea ce privește autostrada Bacău-Brașov, vă vorbește un brașovean și vă spun lucrul ăsta ca să înțelegeți că am un plus de credibilitate în ceea ce spun, se va construi. Este o autostradă extrem de importantă, care va asigura suplimentar față de autostrada Unirii, și anume autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni, va asigura conectarea Moldovei, în special a Bacăului, a județelor de la mai la sud de Bacău, va asigura conectarea cu infrastructura europeană de transport. De asemenea, vă spun câteva lucruri și despre alte obiective de investiții. Deja se lucrează la documentațiile tehnico-economice pentru modernizarea căii ferate de pe coridorul nou pan-european, de la Giurgiu până la ieșirea spre Ucraina. Deja sunt contracte pentru documentațiile tehnico-economice și urmează ca o parte dintre tronsoanele de cale ferată care urmează a fi modernizate în 2027. De asemenea, solicităm finanțarea în cadrul PNRR și pentru un obiectiv de investiții extrem de important, și anume canalul Siret-Bărăgan. O lucrare de investiții care a fost abandonată de 30 de ani, care are un rol extrem de important în viitor, pentru că e clar că schimbările climatice pot să genereze secete, cum am avut această secetă cumplită din acest an, și noi trebuie să fim pregătiți în anii care vin cu soluții pentru a putea asigura refacerea sistemelor de irigații sau construcția de noi sisteme de irigații. Tot legat de infrastructură, vă spun că mâine se va semna contractul de finanțare pentru apă și canal pe județul Bacău. De asemenea, în ceea ce privește înființarea de distribuții de gaz, ne-am demarat apelul de proiecte, așteptăm ca primăriile sau asocierile de primării să depună proiecte, pentru că obiectivul nostru fundamental este să finanțăm din fonduri europene proiectele prin care gazul românesc să ajungă în casele românilor. Vă mulțumesc!